fost românesc simbolic, în certificat de căsătorie, la 50 de ani de la semnarea actului de căsătorie în fața oficerului de stare civilă. Acum, țin în mână simbolic. Asta este diploma Neilie. Și aici, un scris din partea noastră a Consiliului Local și a Primăriei Comunei Seimeni. Cu toată prietena primit. E modest, dar îl mulțumim. Da. Să dea Dumnezeu să trăiți, că ne trebuie. Manole, Ana Maria. La mulți ani, să vă trăiască în nouă născut. Câți ani de căsătorie aveți, doamna? 50 de ani am împlinit în 7 ianuarie împreună. Care este secretul unei căsnicii atât de lungi pentru dumneavoastră? Păi, când e unul supărat, să tacă celălalt. Și după aceea toate sunt bune. Ce să fie? Înțelegere și pace sufletească în casă. Da. Cum vi se pare ideea primăriei de a premia pe cei care au... Excepțională. Foarte bine face, că sunt oameni cam amărâți în sat. Copiii ăștia tineri n-au servici, noi bătrâni pensiile mai micuțe, depinde cum am muncit și cât. Și e foarte bine că s-au gândit la așa ceva. Cum descrieți dumneavoastră acești 50 de ani de căsătorie cu doamna? Faceți o glumă mai devreme. Cum să zic, cu bine, cu rele, cu, că într-o familie nu e numai bucurii și fericire, și mai și aia, mai călcăm strâm și unul și altul. Uite, am dus-o de ani cu greutate, soția o am până în Tulcea, ne-am căsătorit cam de tineri. Cum vi se pare ideea domnului primar de a premia seniorii comunei, cei care au ajuns la 50 de ani de căsătorie? Bă, bucurie și un gest foarte frumos din partea Consiliului Popular. Suntem la începutul unui eveniment, sper că încă nu avem tradiție, dar sper să devină o tradiție, să putem să premiem seniorii noștri care au împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie. Deja suntem al doilea eveniment, iar pentru tinerii la prima căsătorie să le putem acorda un sprijin financiar, să punem și noi o cărămidă la nou înființata familie și pentru noi născuți, datorită faptului, vedeți și noastră, România a scăzut ca și natalitate. Sper cu ajutorul Consiliului Local și al Primăriei să facem și noi un pas important în creșterea natalității. Sper. Care dintre aceste categorii este cea mai numeroasă? Acum la acest eveniment, la prima ediție, copiii noi născuți. 16, da? Dacă nu mă înșel eu, chiar 16. Iar la prima căsătorie sunt 8 nou înființate familii. Iar seniorii sunt 4. Ne pare rău că sunt foarte puțini, dar timpul nu iartă pe nimeni. Ce buget ați alocat pentru acest eveniment și care au fost resursele? Sunt bani din bugetul local? Da, sunt bani din bugetul local. Pentru noi născuți le-am acordat un sprijin financiar de 2000 de lei. Pentru familie nou înființate, tot așa, un sprijin financiar de 2000 de lei. Iar pentru seniori, ne pare rău, pentru ei un sprijin mult mai mic, de 500 de lei. La data respectivă, acelea au fost fondurile, nu ne-am gândit să revenim cu un proiect de hotărâre. Sper că la anul să putem să acordăm și pentru seniori un sprijin mult mai consistent. Dacă toți suntem într-o zi festivă, un mesaj pentru oamenii din Seimeni și din localitățile arondate cu ocazia Zilei Naționale. Păi, în primul rând, un călduros la mulți ani. La mulți ani de ziua noastră a românilor, la mulți ani România și să ne dea Dumnezeu sănătate, să putem să le ducem pe toate. Adormiților, robilor tăi, ca spre tine nădejdea și-au pus,
Prefăcătorul și ziditorul și vecilor, amin. Tine zișele mante avem și rugători bine primite către Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Roscan Nicolae caporal, Spânu Postole caporal, Ștefan Nicolae caporal, Anghel Gheorghe soldat. Veșnică pomenirea, veșnică pomenirea, veșnică lor pomenirea. Dumnezeu să ierte. Care este însemnătatea evenimentului de astăzi pentru comunitatea locală? Deci a venit timpul să ne omagiem eroii, să-i slăvim. Sunt eroii comunei Seimeni care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă din primul și al doilea război mondial, pentru ca noi să apucăm ziua de astăzi, să putem să trăim liberi în țara noastră, și cu această ocazie îi comemorăm și ne amintim veșnic și în fiecare an.